Chiar la finele lunii decembrie, guvernul a dispus creșterea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat de la 2.298 de lei, cât a fost anul trecut, la 2.415 lei. Astfel, cuantumul ajutorului de deces a fost majorat în cazul asiguraților sau al pensionarilor, tot la 2.415 lei, ceea ce reprezintă o majorare de 117 lei față de anul 2014. Începând cu anul acesta, ca și în ceilalți ani, cuantumul ajutorului de înmormântare s-a majorat, ajungând astfel legal cu 2415 lei. Rudele persoanei decedate au dreptul să primească o sumă de bani din partea statului. Cel care solicită și primește banii poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, iar în lipsa acestora, orice altă persoană care face dovada că a suportat cheltuielile cu aranjamentele funerare.